Așadar, doamnelor și domnilor, ne dorim acum să aflăm mai multe despre acel concert care s-a desfășurat în seara zilei de 26 aprilie pe scena Palatului Republicii. Vorbim despre un concert care a avut și un titlu foarte frumos, Cobza, dorul îmi alină. Ei bine, haideți să facem acum așa o retrospectivă a acestui eveniment alături de primii noștri invitați. În primul rând, trebuie să spun că sunt foarte bucuroasă și suntem onorați pentru că maestrul Timofei Trăgubenco, cunoscutul compozitor, se află alături de noi în această seară. Bună seara, domnule Trăgubenco! Bună seara, suntem bucuroși să fim împreună cu dumneavoastră. Bună seara, domnule Răileanu, Serghei Răileanu sau Sergiu Răileanu, așa am zis că o să vă prezint. Domnule Răileanu, discutam și înainte de concert despre această idee, această inițiativă a dumneavoastră. Deci v-ați dorit foarte mult să readuceți cumva Cobza în prim plan la Chișinău. Da, așa este. Mi-a venit un gând, cred că nu prin cap, dar prin inimă, un imbold sufletesc să fac lucrul acesta și cred că e de la Dumnezeu, deoarece tot ce s-a întâmplat pe parcursul zilelor trecute, inclusiv și pe scenă, mi-a dat seama că fără ajutorul Dumnezeu era imposibil. Dar de la idee și până la materializarea ideii a fost cale lungă? O cale lungă, cu multă muncă, cu multă dăruință. Și de ce vreau să spun un lucru? Îmi mulțumesc foarte mare domnul Trăgubenco, care nu este într-o vârstă, așa spunem, de 16 ani, unde se poate alerga non-stop, dar s-a implicat cu toată inima și cu toată familia. La ideea care am propus-o a reacționat foarte viu și cu sufletul. Psinic am noroc de oameni buni. Psinic am noroc. Și s-a produs o muncă enormă. Eu vinem doar cu ideile, cu dorințele. Dar tot ce s-a întâmplat organizatoric, partituri care nu se ajungeau, cât și mie însuși, când s-a pierdut toate parturile care le-am avut, mi le-a restaurat, apoi Cobzare care nu aveau repertoriu, a lucrat cu ei. Și știți, în lumea aceasta fiecare aleargă după lucruri pământești și nu mai are timp să se ocupe sau altceva. Nu. Și el avea grijă să-i sune pe fiecare din ei, să-i îndemne, să-i trezească. Hai, aduceți aceea, faceți asta. A făcut un lucru enorm de mare. Ce norocos ați fost că domnul Trăgubenco a acceptat această idee. Apropo, cum ați primit ideea asta? Cum vi s-a părut când ați auzit despre această inițiativă de a organiza un concert? Asta a fost cum a venit Sergiu când am făcut eu sărata la 70 de ani. Am invitat și pe el, zic că fără tine aici nasă, nu-i interesant. Sărata, toți adună, toți băieții, toți piesa, materialul acolo, cât de atâția ani care am, mă rog. Și pe urmă lui a venit o idee și am făcut și o suită cu care a ieșit la... Și în seara de... Serata, când a avut loc, serata mea la 60 de ani, atunci, la doua zi, a venit ideea și mă sună și că uite ce idee am eu, că aș vrea să promovăm instrumentul ăsta. Și eu stau așa, zic, păi ăsta e instrument național. Zic, de seama că n-ai să pierzi cu chestia asta, ai să faci un lucru foarte mare. Și aici de-am s-a inclus și soția, că ea e așa ca... Ea cu surprizele tot timpul. Mi-a făcut surpriză toată viața, adică... Plăcute. Da, plăcute. Nu. Și ea vine și zice, stai puțin, dar trebuie să vorbim cu... Că asta nu e... Sergiu deodată vroia să includă el, adică să organizeze tot organizarea și toată treaba asta și o iei pe spatele lui, da. Dar ea zice, stai puțin, dar asta e festival internațional. Asta nu poți să-l faci singur acasă sau undeva acolo. Și zic, aici trebuie să includă și unele muzicelor, în Ministerul Culturii. Și eu venit cu chestiile astea și s-a dus la doamna, mulțumesc foarte mult doamna președinte Uniunii Muzicelor, care Svetlana Biulă, care ea ne-a sfătuit cum ar trebui mai bine făcut.
Și multe chestii am rezolvat împreună, așa. Și înțeleg că ați muncit mult de la distanță, pentru că... Nu, de la distanță. Doar de la distanță. Domnul Releanu fiind în Statele Unite, departe. Da, slava Domnului că avem Messenger, WhatsApp, da, aici e gratis. Legătura e... Când nu-l sunam pe domnul Trigubenco, nu-mi dădeam seama că la mine ziua, dar la dumneavoastră era 2 din noapte, el încă muncea. Păi așa e ce să faci. Nu, dacă, mă rog, noi suntem... Așa, suntem optimiști. Dintre cei vechi. Apropo, eu l-am mai auzit pe domnul Trăgubenco în interviuri și am mai auzit asta. Cineva dintre artiști tot așa spunea că vă suna și la orice oră dumneavoastră răspundeți. Întotdeauna răspundeți, întotdeauna sunteți pe fir. Vreau să vă zic, la mine telefonul de la 11 în sus se închide automat. Așa e programat, el pe semnică. Și adică soția zice că vezi că îți sună telefonul. Vedeam, aude de parte și ești de parte asta la alta. Și când mă uitam și așa, zic, stai liniștit, tot e bine și frumos. Spuneți-ne puțin despre aranjamente, despre piesele care au răsunat, despre cum ați închegat repertoriul întreg pentru spectacolul acesta. El avea o suită. Domnul Neamț zice că mai e cam puțin o suită, tu trebuie să ai măcar două suite. Și era deja făcută o piesă, o sârbă, sârba de la Popeasca. Și el venise cu tot cu o piesă așa mai virtuală, mai cu virtuozitate. Și zic facem sârba și cu fără de virtuozitate. Și a ieșit iarăși, de-am a doua ieșire. Două zile înainte de concert, mi s-a propus încă o suită să facem și am muncit până la ora 8 dimineața, când cu partura asta am venit la repetiție. La ora 11 la repetiție. Fără nici o greșeală, adică orchestra a cântat-o, parcă am făcut repetiție de o lună și am... Da, asta, norocul așa a fost. Da. Îi se mai întâmplă, că nu tot timp, acasă faci una și când te duci, pune o orchestră, stai că aici te-am schimbat. Sau ceva, asta este nuanță, că nu poți să... Nu suntem la chiar ideale, așa, dar... S-a primit bine. S-a primit, a ieșit bine și a sunat bine concertul, unde obște a fost extraordinar. Iată asta vreau să vă întreb, da, anume despre ce s-a întâmplat pe scenă. Noi să știți că atunci, domnule Releanu, am avut o scurtă transmisiune în direct de acolo, de la Palatul Republicii, și am ascultat un pic din ce s-a întâmplat pe scenă. V-am prins pe dumneavoastră chiar pe scenă. Eu am participat în orchestra Fluieraș, apoi în orchestra Folclor și am participat ca spectator la multe evenimente. Dar așa o atmosferă, și asta nu datorită mie, datorită fiecărui participant, inclusiv și orchestra, și tuturor care au pus mâna, a contribuit la concertul acesta, s-a petrecut ceva fantastic. În sală era o atmosferă de dragoste, oamenii plângeau. Niște emoții nemaipomenite, atâtea cobzi și cu atâta dăruință. Eu cred că dragostea aceea care au avut-o fiecare, cu care au venit pe scenă, dragostea aceea cu care au venit să asculte cobza, s-au unit cumva și au produs explozia asta de emoții pozitive, care eu n-am avut în viața mea. Am mai avut așa în viață. Și mi-au spus foarte mult cu cine. După concert am vorbit, da, aceleași lucruri. Ceva e care eu spun iarăși, de la Dumnezeu. Chiar muzicanții spuneau, băi, că așa ceva, așa o energie. Și știți că instrumentul și microfonul. Și mulți se gândeau, măi, dar poate de schimbat, cântăm cu doză. Dar doza asta e, la microfonul, sună mai, cu mult mai bine. Și noi la repetiții, când am observat lucrurile astea, zic, băi, nu trebuie cu piețul ăsta, cu microfon. Natural, o sunat super. Au fost multe nume care au urcat pe scenă. Da, sunt două domnișoare care au luat parte, o 5 ani n-au cântat, n-au pus mâna pe instrument. Elevele lui Elena Negură, care și ea a plecat, mă rog, nu este, adică a fost... În România. În România, așa, și a fost asta botezatul, Violeta. Una din cele mai bune, adică și frumoasă, și când și cu vocea frumoasă, și la cobz, acolo, o virtuozitate,
Liopște, Paul Zurcanu, Sergiu Diaconu, cei mai cunoscuți care au promovat an la rând Cobza. M-am bucurat foarte mult faptul că au acceptat tinerii cobzari. Da. Și colectiv între asta am frumusețit foarte mult spectacolul acesta. E bine că există asemenea tineri care... Copilași erau din 7-8 ani. Frumos. Care cântă la Cobza. Foarte vreau, ca să nu uit, vreau să vă mulțumesc că Televiziunii Moldova 1, pentru că mi-ați primit până la concert, ați acceptat să ne primiți acum, să ne faceți tot ca... Nu pentru noi, dar pentru instrumentul acesta, pentru generații care vin și care vor viziona misiunile astea și concertul în total, care ne-ați oferit camere de luat vederi și cred că vă smonta filmulețul, sigur, concertul și acesta, va fi un instrument foarte bun de a promova instrumentul acesta. Mulțumesc mult! Cel mai mare drag, domnule Răileanu. Cum am putea, de fapt, să nu vă fim alături, că vorbim despre un eveniment frumos care merită să aibă o continuitate și vreau să vă întreb, ce vă mai propuneți? Deja aveți în minte următoarele ediții? Vreau să zic că acum la concert a luat parte un băiat tânăr de la Poliakov, Alexandru Catană, le zice. Și el a venit încă de la sărată, când a venit și a cântat o sârbă a cobzarilor, da? așa numit-o. Și el mă sună, nu știu de unde, la telefonul și mă spune, domnul Trecubin, că am ascultat sârba și al domnul Sergiu, cum aș putea să eu și eu să o interpretez? Zic, tu, că ai să cânti și așa, dar până când trebuie să cânti altceva. Este o horă de la Crohmază, că așa trebuie să o cânti, nu mai decât. Și-a cântat-o? Și-a cântat-o, a venit să înțețeau deodată, credeam că nu prea să discurse el. Dar până la urmă a stat și-o... Da. Dar dumneavoastră cred că aveți deja un simț al talentului în peste 50 de ani de activitate și... Da, știți cine poate, cine duce și cine... Talent el este, dar darul de la Dumnezeu, dacă ți-ai dat 10% și nu-l folosești, apoi Dumnezeu pedepsește. Te-ai de muncit. Dacă întoarcem la planul de pe viitor, referitor la festivalul acesta Cobza Dorul în Malină, avem minimum plan pe 5 ani ca să promovăm Cobza și anume, în fiecare an să organizăm așa un festival cu orchestră. Din start le spunem la cobzar să se pregătească fiecare și cei mai bine pregătiți vor urca în scenă. Apoi, în cadrul festivalului vrem să facem un concurs, nu între cobzari, nu este un concurs, dar este un concurs pentru muzicieni care vor scrie muzică, pentru compozitori care vor scrie muzică, în special pentru cobză, că până în ziua de azi noi nu avem special muzică pentru cobză. Este scrisă, dar foarte puțin. Nu avem cărți care ar putea și un copil să-și găsească material la Neaga și la Academie de Muzică. Sper după 5 ani cele mai bune piese scrise din an în an să fie adunate într-o carte. Din start le spun celor care aud și transmitesc la alți compozitori, aranjori, să contribuim la această lucrare, să fim împreună, că vor fi niște premii pentru locul întâi, în fiecare an. $1,000 pentru piesa în care au luat locul întâi, $750 pentru a doilea, $500 pentru a treilea și alte premii. Încă vreau să mai spun, anul viitor vreau să procur de la domnul Dron 3 cobze, am promis, pentru tineri care nu au cobză, dar au talentul și muncesc ca să mânească instrumentul acesta. Și o remarcă. Ar fi bine, chiar când facem, când să fie cartea plănuită acolo, să fie și o bucățică de metodă, adică de
de îndrumare pentru copiii. Apropo, domnul Solomon. Apropo, domnul Solomon, care a început să predea instrumentul acesta la Neaga. Am vorbit curat ieri cu dânsul, ne-a mulțumit foarte mult pentru faptul că s-a întâmplat așa festival, a transmis salutări la toți Cobzare și l-am întrebat dacă are ceva și el mi-a spus, Sergiu, eu am niște schițe de acompaniment, adică ca metodă. Adică să le punem împreună. Eu am da, să da, fac da. Video, am să, vreau să ies în fața Cobzarilor care, de performanță, care acum sunt în top, spunem așa, să fim mai deschiși. Eu sunt gata să fac video, cum se acompaniază, să scrim și pe note, cum să mâna dreaptă dezvoltat, cum mâna stângă, ca peste 5 ani liber să mă duc la odihnă și să mă bucur de Cobzare care vin și fac față nu numai în Hâncești, dar în Europa și în toată lumea. Mulțumim foarte mult pentru că ați trecut pe la noi. Mă bucur că v-am revăzut și că când ne-am întâlnit înainte de concert, domnule Răileanu, v-am zis atunci, v-am dorit să iasă spectacolul așa cum vă doriți dumneavoastră și acum înțeleg că a fost chiar mai bine decât v-ați imaginat. Și nu fără dorința care nu? Fără urarea care V-a spus gândul. Da. On point. Mulțumim tare mult, domnule Răileanu. O să vă rog acum să ne cântați acolo, în scenă, și vă mai așteptăm. Mulțumim frumos, domnule Trăgubencu, mă bucur că ați venit la noi și că am putut să vorbim puțin și vă mai așteptăm, să știți. Da, vă mulțumesc de invitație și ne mai vedem. Noi avem o fereastră, cu plăcere. Mulțumim. Avem și cu alte ocazii. Sănătate multă vă dorim. Mulțumim frumos. Mersi mult. O să continuăm acum, doamnelor și domnilor. Așa că este momentul să auzim, să ascultăm cum sună o cobză și mai ales în mâinile domnului Serghei Răileanu, domnului Sergiu Răileanu. Vă invit să rămâneți alături de noi și să îl ascultăm.